vorbiți-ne despre cele două volume pe care le lansați astăzi. E vorba de ediția a treia din gânduri despre Nae Ionescu. E un eseu pe care l-am scris în 1989. Inspirându-mă din gestul sculptorului Baraschi, care înainte să termine războiul, știa că nemții vor pierde, s-a apucat să modeleze statuia ostașului sovietic. El o avea gata când au intrat rușii, modelajul. Am zis, dacă tot va cădea regimul, deci să nu scriu un eseu despre Nae Ionescu, care este un portret. Nae Ionescu fiind un om care a fost execrat de trei regimuri succesive, de-a lui Carol al doilea, cu care fusese prieten de Antonescu și de comuniști. Deci așa ceva, că de obicei dacă te pune la index o rânduire politică, te ia în brațe cealaltă sau măcar te tolerează. Nu, până asta este foarte viu. Bun, cealaltă carte. Cealaltă carte. Când moare o epocă, este o ediție definitivă, deci cu asta se fac 5.000 de exemplare cu tirajul acesta, în care eu evoc niște oameni pe care i-am cunoscut. Părintele Stăniloae, spune, cel mai mare teolog român, Patriarhul Iustin, Patriarhul Teoctist, Țuțea, pe care l-am cunoscut foarte bine, primele cuvinte pe care le-am auzit în gura lui Țuțea, spune în carte, când intram în casa unde era îngrijit, Marx a fost un onanist. Astea au fost primele cuvinte auzite de Țuțea, care era un om de foarte mare curaj. Iosif Sava, care mi-a dat o șansă nemaipomenită, aveam 30 de ani, în 1931-1983, și-a făcut mie o emisiune de 2 ore, că îi plăcuse un articol despre muzică, despre, și pe care după aia și l-a pus post-față. Bun, eu aș vrea să vă întreb, da, cui se adresează aceste două cărți? Sunt doar pentru un public educat, un public care nu, mie mi se pare, istoria asta, sau mie pentru mi se oricine? Pare o tâmpenie ideea de public țintă. Un scriitor, chiar un publicist, trebuie să adreseze tuturor. Cum se adresează, spunem, Dan Purică. Practic sunt niște cărți ușor citibile pentru oricine? Da, sunt, nu atât, sunt simplu citibile, pentru că datoria unui om este să spună niște lucruri cât se poate de limpede, care să intereseze pe foarte mulți, pentru că Stăniloae a fost cel mai mare teolog, Iosif Sava e întemeietorul talk-show-ului la noi, doi patriarhi sunt patriarhi, lumea Bucureștiului din anii 60, când au fost anumite deschideri în care se petrecea destul de bine. Or, niciodată nu m-am putut împăca cu ideea de nișe, de nu, mă adresez tuturor. Bun. În momentul în care, sigur, publici un tratat de chirurgie sau de economie, sigur că ai un public sau un dicționar, dar un scriitor mi se pare o tâmpenie, un pictor, un muzician, un intelectual sau, dar trebuie să adreseze tuturor oamenilor care pot să citească. Bun, o ultimă întrebare, de ce ați ales tocmai Câmpina să vă lansați volumele? Nu sunteți câmpinean, nu știu dacă sunteți brahovean. Nu sunt brahovean, dar sunt legat de Ploiești, că prin Bogdan Stoicescu, un din publicii scriitorii care prezintă, acum 10 ani am ajuns să țin o conferință despre Nae Ionescu la Ploiești. Eu trăim mai mult în mediile, hai să spunem, clericale, deși sunt laic. Îmi place Ploieștiul pentru că mie mi se pare cel mai mare, e o mare legătură între Nae Ionescu și Caragiale. Dar Câmpina vă place? Când mi-a plăcut, am văzut-o prima dată la vârsta de 9 ani, copil, nu țin minte, Casa Grigorescu și Castelul Iulia Hașdău. Valea Prahovei, în general, și Prahova, este o zonă boierească, este zona boierească a Valahiei Mici, cum spunea Pandrea Munteniei. Aici au fost și petroliști, au fost și oameni de o anumită ținută.